Bună ziua! Președintele Consiliului Concurenței, domnul Bogdan Chirițoiu, este invitat în interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua, domnule Chirițoiu, și bine ați venit în studioul nostru! Salut, mâna! Vin oricând cu plăcere, a doua oară! Vă mulțumim și vă mai așteptăm și pentru a treia oară și a patra oară! Comisia Juridică și Comisia de Industrie din Camera Deputaților au adoptat un amendament al PSD care prevede că președintele Consiliului Concurenței trebuie să fie îndeplinit funcții de conducere cu largi responsabilități pentru o perioadă de cel puțin 15 ani. Acum, ce ne puteți spune dumneavoastră despre această schimbare? Și da, ce consecințe credeți că ar putea să aibă această schimbare? Știu că sunt persoana cea mai potrivită. Adică, bine să-i întrebați pe inițiatori care e sensul acestei modificări. Pentru că e o inițiativă parlamentară, deci nu e un proiect care să fi fost inițiat de noi, să fi trecut prin guvern, da? Deci nu e o inițiativă a noastră și a guvernului, ci o inițiativă parlamentară, și atunci cred că ei știu mai bine ce vor să obțină. Ce am spus și în comisie este că legea, cred că în linii mari, e o lege bună ce avem acum, adică nu văd multe lucruri de schimbat, ca să fim sincer. Da, e o lege pe care am ținut-o la curent cu cele mai bune practici din Uniunea Europeană. Ea e perfectibilă, cu siguranță, putem să mai găsim câteva lucruri de rafinat la ea și o să lucrăm în perioada următoare, vom veni și noi câteva propuneri. Da, de fine-tuning, deci numai de șlefuire, da? Deci în esență eu cred că este o lege bună. Ce bănuiesc că interesează în primul rând, și asta e o zonă de care încerc să mă țin mai departe, da? E zona politică a numirilor. Deci noi avem un mecanism într-adevăr foarte complicat, poate intenționat complicat, care e cumva copiat după modelul de ambasadori. Deci un model în care e implicat și guvernul, și parlamentul, și președinția. Un model care cred că e bun pentru că dă un anumit echilibru. Cum se întâmplă în România, de foarte multe ori nu ai același partid controlând și guvernul și președinția. Asta a obligat totuși la o anumită colaborare între diferitele facțiuni politice și cred că asta a fost promovat bine pentru Consiliul, că a dat un echilibru. Asta e o zonă care mi se pare cândva peste capul meu. Deci salcea noastră este să venim cu propuneri, să avem o lege care să funcționeze bine, dar încerc să mă țin departe de problema asta delicată a cine face numirile și raportele de forță între diferite instituții în procesul ăsta de numire. Deci eu gândesc că interesul de fapt mai degrabă pe zona asta este și, cum spuneam, încerc să nu fiu să nu fie instituția foarte implicată în zona asta. Să lăsăm pe dânsii să discute în Parlament, să vadă cum vor să redeseneze procesul de numire, dar ce îmi doresc să fim foarte atenți să nu afectăm funcționarea instituției, da? Să avem instrumentele care trebuie să... Deci lucrurile care țin de procedurile noastre să rămână totuși în linii mari cum sunt acum, pentru că, cum spun, e destul de bine cum e acum și suntem aliniați cu restul Europei. Dar dumneavoastră, personal, ați fost pus în temă cu aceste amendamente înainte ca ele să se discute? Nu. Nu, de asta zic, nu a fost o inițiativă pornită prin Consiliu. Practic ați aflat de ele în momentul votului? Sau? Nu, când a fost depuse în Parlament, desigur. Dar în momentul în care s-a cerut, desigur, guvernul a cerut punct de vedere al instituției, guvernul a dat punct de vedere negativ întâmplător. Deci, da, practic nu ați avut o discuție înainte? Înainte, nu. După aceea, desigur, au fost multe discuții. S-a vehiculat inclusiv schimbarea dumneavoastră din fruntea Consiliului Concurenței. Cât adevăr și cât mistificare este în această informație care tot apare în spațiu public. Asta vreau să zic. Deci, iarăși nu știu eu foarte bine lucrurile astea. Nu? E și proverbul românesc că nu știe bărbatul ce știe tot satul. Deci, eu probabil că sunt ultimul care o să aflu despre așa ceva. Pe de altă parte, știți, sunt deja de un număr de ani în Consiliul Concurenței. Nu cred că au trecut 3 luni fără să aud eu, dar păi cât ori voi alții. Ba că sunt schimbat, ba că sunt promovat, ba că mă duc nu știu ce funcție, da? Deci au trecut ani și ani de când tot aud că în 3 luni sigur se schimbă, da? Așa că am o anumită doză de scepticism când aud toate aceste zvonuri. Dar ați simțit vreun fel de presiune din partea anumitor decidenți politici? Deci, în ultima vreme?
ceea ce am simțit este un interes mult mai mare în partea Parlamentului privind funcționarea instituției decât în, care în alți ani. Care nu exista până acum, să înțeleg. Deci mi-am petrecut mult mai mult timp în comisii parlamentare în ultima, în ultimele 6 luni, să spunem. Altfel, relația de lucru cu guvernul e că noi mai mult cu guvernul lucrăm, mai ales pe zona de ajutor de stat, deci acolo lucrurile au mers foarte normal și, desigur, în Parlament, cum să spun, e un lucru bun, până la urmă, că este un interes crescut pentru activitatea Consiliului Concurenței. Da? Cum colaborați cu doamna Dăncilă, că tot ați amintit acum de guvern? Și cu doamna Dăncilă, în special cu miniștrii de linie, foarte bine, cu domnul viceprim-ministru Viorel Ștefan. Da, pentru că dânsul, în ceea ce privește relația cu foștii premieri, că am schimbat doi până acum, și doamna Dăncilă? Ma, și pe domnul Grindeanu, la mers pe domnul Tudose, îi știam dinainte. În același timp erau oameni cu mai mult, mai ales domnul Tudose, un spirit ironic mai puternic. Doamna Dăncilă este o prezență, e o prezență feminină, echilibrată, e plăcut să lucrez cu dânsa. Nu ne spun încă n-ai fost plăcut să lucrezi cu domnul Grindeanu, cu domnul Tudose, dar e o diferență de stil și se lucrează foarte, foarte plăcut cu doamna prim-ministru. Care este relația Consiliului Concurenței cu politicienii în general? Fie și de dreapta și de stânga. Păi, unele relații sunt inevitabile când vorbim de cei care sunt la guvernare, deci de miniștri, cum spuneam, cu ministrele economice avem de lucru constant. În același timp, suntem, de obicei noi eram cei care doream contacte sau insistam să avem întâlniri, audieri la Parlament. Da? Deci asta zic că mă bucură că acum există un mai mare interes, o mai mare deschidere față de activitatea noastră, pentru că în trecut a trebuit să ne stăduim ca să avem discuții în, nu știu, în birou, unele camere. Da. Revenind la activitatea pe care o desfășoară instituția, la conducerea căreia sunteți în acest moment, care sunt cele mai mari amenzi date de Consiliul Concurenței de când sunteți dumneavoastră președinte al acestei instituții? Spunând că amenziile nu sunt obiectivul nostru numărul unu, da, și încercăm să ne uităm în primul rând la beneficiu pentru consumatori, dar e adevărat că amenziile sunt importante pentru că descurajează încălcările legii și sunt foarte tentante pentru presă. Deci modul în care ajungi în presă este însă... Și important să ajungi în presă, că e important. Iarăși, companiile cum află? Tot din presă află. Așa, deci încheiind această lungă paranteză. Cazul cel mai mare, clar, a fost cel cu benzina, unde am dat pentru toate companiile care comercializează benzină în România, am dat amenzi totale 200 milioane de euro, din care au rămas, după ce instanța a tăiat cam 20%, deci ne-au rămas 160 de milioane de euro confirmați de înalta curte. Cât de greu a fost acest caz? A fost un caz care a durat câțiva ani, a început înainte de a ajunge eu la Consiliu, deci am reușit să-l finalizăm destul de repede după ce am ajuns. Repede, la noi investigația durează 2 ani în medie, da? Deci cei sub 2 ani spunem că e repede, 2 ani e normalul pentru noi. Dar după aceea procesele au fost destul de complicate. Și a durat câțiva ani, dar au mers fără probleme procesele, dar a fost foarte multă muncă depusă de echipa noastră de juriști, că avem juriștii proprii, și de echipa de caz, adică oamenii care au condus investigația știind cazul, i-au ajutat pe juriști să știe cum să argumenteze în instanță. Fiind sume mari, au fost case de avocatură importante, deci n-a fost simplu pentru instituție să câștige această bătălie. La ce sume vă referiți când spuneți sume mari? Pe asta zic, 200 milioane de euro amenda, a rămas până la urmă 160 de milioane de euro, da, a fost confirmat în alta curte. Frecvent, în alta curte mai, sau curțile, curtea de apel și în alta curte, mai reduc din cuantum amenzilor. În același timp, suntem fericiți că de 3 ani de zile nu am avut niciun caz pierdut de în alta curte. Deci niciodată în alta curte, în ultimii 3 ani, n-a spus, domnule, Consiliul a greșit. Nu există, n-are dovezi suficiente pentru a sancționa. A spus, domnule, amenda voastră a fost prea mare, trebuia să fie ceva mai mic. Ok.
Care este rata confirmării amenzilor în instanță prin sentințe definitive? Asta spuneam, pe în ultimii 3 ani nu avem cazuri să fi pierdut, deci avem 100% din punctul ăsta de vedere. Quantum amenzilor variază. Sunt ani în care, nu știu, reduc 20%, între 20 și 30, între un sfert și o treime se reduce în instanță. E bine, de la caz la caz, la an la an. Dacă cam așa suntem. Deci nu pierdem cazurile, instanțele mai reduc undeva un sfert sau o treime din sancțiune. Anul ăsta, exemplu, nu că asta a fost mare victorie judiciară acestui an, a fost Orange. Are o amendă pe care l-am luat-o în 2011 și ne-am judecat până acum. Deci, pentru că a fost un pic de ping-pong, da, adică de 2 ori a fost casată de înalta curte. Prima dată noi am pierdut la curtea de apel, a casat în alta curte, a doua oară am câștigat, a casat din nou, acum a treia oară am reușit să parcurgem tot circuitul. Deci am câștigat și la curtea de apel și în alta curte. Bun, au dat o reducere tot așa de 20%. Da, au rămas 25 de milioane, cred că au rămas amenda. Dar de ce a durat 7 ani? Pentru că au fost probleme. Prima problemă, unde am pierdut prima dată la curtea de apel, s-a spus, domne, foarte bun cazul vostru, dar trebuia să-l instrumenteze ANCOM, deci autoritatea de reglementare. Deci curtea de apel prima dată a zis, domne, nu erați voi competenți. Da? N-au zis că am greșit analiza, dar nu eram noi competenți. Da? Curtea aia a fost foarte importantă. În alta curte a spus nu. Consiliul, ANCOM are rolul de reglementator, dar ce s-a investigat acolo era un lucru pe care în mod legitim putea să-l investigheze autoritatea de concurență. Și aia a fost victoria importantă, prima casare. După care am fost destul de sigur că o să câștigăm pe detaliile cazului, eram încrezători că... Și bun, au fost niște probleme procedurale, pentru care a casat a doua oară în alta curte, dar până la urmă suntem bucuroși că într-un final, după atâția ani, logica noastră și munca noastră a fost validată. O altă victorie, dacă pot să spun așa, este în cazul pe care a avut-o Consiliul Concurenței, este în cazul Electrica. Cât de grea a fost investigația în acest caz? Asta nu i-a spune Electrica, că e contoare, de fapt, că noi n-am investigat Electrica acolo, ba din contră, sesizările ne-au venit din piață. Adică au fost oameni din industrie care ne-au spus, domne, noi avem senzația că furnizorii noștri de echipamente ne fură, ne iau prețuri prea mari. Și de aici a pornit investigația, de la anumite surse din piață și am constatat că, într-adevăr, erau înțelegeri între producători de echipamente. Unul dintre ei a și recunoscut, de fapt, și ne-a dat dovezi, de asta i-am și anulat amenda. Noi nu i-am dat amendă pentru că a venit și a contribuit la investigație. Bun, i-am sancționat pe cei care au făcut înțelegerile. În același timp am constatat că erau și oameni din interiorul Electrica. Carteliștii i-au afectat nu numai pe Electrica, i-au afectat și CEZ și ceilalți distribuitori de electricitate sau cei care gestionează rețelele de electricitate din România. Da? Electrica e numai una dintre de companii, mai există Enel-ul, mai există CEZ-ul și așa mai departe. Ce am găsit însă că în cazul licitațiilor electrice erau implicați și angajați ai Electrica. Și de asta am dat o sancțiune și companiei Electrica, dar cartelul, repet, e format din firmele de producătoare de echipamente. În ce constă această sancțiune pe care ați... Sancțiune totală este 15 milioane de euro, deci carteliștii plus Electrica au primit în total o amendă de 15 milioane de euro, care va fi contestată însă în instanță, dar ei ne-au anunțat că vor contesta. Evident, nu cel care a recunoscut și n-a primit sancțiune, dar ceilalți vor contesta în instanță. Cu ce șanse vor să vadă dânsii și fac dânsii estimările cu avocații dânșilor? Poți să gândească cam ce șanse de succes ai, date fiind probleme pe care le avem și recunoașterea uneia dintre companii, dar asta este problema lor. La ce măsuri vă așteptați dumneavoastră să se ia după acest apel? Ce am vrea ce ar fi nou acum este să ajungem și la despăgubirea victimelor. Pentru că noi de obicei dăm amenda, amenda se duce la bugetul statului, noi suntem bucuroși, dumneavoastră prezentați opiniei publice, Ministerul de Finanțe e și el bucuros,
În schimb, îi lăsăm pe cei care sunt victime, îi lăsăm să se descurce singuri. Și mă gândesc că în cazul ăsta am putea să ajutăm victimele, pentru că e o industrie reglementată, de statul are mai multe pârghi în industria asta decât în altele. Și atunci ce discutăm acum cu ANRU, vedem dacă putem să avem o variantă în care în loc să meargă victimele, cine ar fi? Consumatorii casnici și industriali care au plătit ceva mai mult decât ar fi trebuit să plătească pentru tariful de distribuție. Practic le s-au umflat facturile, să da, spun așa. Da, dar mecanismul e asta. Dacă eu am cumpărat o piesă electrică mai scumpă, aia, piesa aia am pus-o la costul ăsta umflat, am pus-o în cheltuielile mele, mi le-a recunoscut statul prin ANRE și a zis, bine, cheltuielile astea poți să le recuperezi la clienții tăi, prin tariful de distribuție. Și ce ne gândim noi acum, să spunem, domne, dacă tariful de distribuție a fost deci prea mare, atunci hai să-l reducem. Da? Ca să recupereze paguba suferită de clienți, fie ei industriali, fie clienți persoane fizice. Să vedem cum merge treaba asta, dacă procesul, dacă va evolua bine, da? Și nu văd motive ce n-am putea să o facem. Trebuie să fie oricum mai rapid, mai simplu decât să meargă milioane de oameni în instanță să-și ceară despăgubiri. Dacă merge, s-ar putea să mai fie cazuri în viitor, pentru că noi mai avem două cazuri similare în analiză, în anchetă. Poate că acolo nu se vor confirma suspiciunile, dar dacă vom constata că au fost trucate licitații a căror victimă a fost Transgazul sau Transelectrica, atunci logica ar fi cumva similară, dar îmi spune, da, tariful de distribuție, fie el că e la gaze, fie că electricitatea a fost prea mare, atunci trebuie să găsim un mecanism prin care să recuperăm paguba suferită de oameni. Dacă nu reușim asta, bun, oamenii au calea instanțelor și chiar ieri mă bucur că am văzut prima dată o mișcare mai amplă de a se organiza agenți economici români și să ceară despăgubiri în instanță împotriva producătorilor de camioane, care au fost amendați de Comisia Europeană. Comisia Europeană a constatat că timp de 14 ani, parcă, cei 6 mari producători de camioane în Europa s-au înțeles între ei și au crescut prețurile la camioane. Și inclusiv sunt câteva zeci de mii de camioane din astea cu prețuri umflate care au fost cumpărate de români, de operatori români. Ei, operatorii ăștia acum încearcă să se asocieze și să deschidă un proces în care să ceară înapoi banii pe care i-au plătit incorrect. Da, mi se pare un lucru foarte bun să vezi că și românii știu să folosească pârghile pe care legislația europeană, că legea europeană, nu românească, legislația de concurență, deci legislația europeană le oferă. Deci s-ar putea pe viitor să ne așteptăm la o micșorare a facturilor la electricitate? Eu sper, mă aștept la așa ceva, da. Să nu crede nimeni că o să fie electricitatea gratis, da? Nu vorbim de reduceri masive, da? Dar o reducere undeva, o reducere a tarifului de distribuție, da, sper să ajungem acolo. Amintați-a din aur de Transgaz și am văzut că ați anunțat recent că veți ancheta posibila organizarea unui cartel la licitațiile Transgaz. Da. Concret, ce nereguli ați depistat în acest caz până în prezent? N-am depistat încă, pentru că, cum spuneam, nu e încă finalizată investigația, dar în câteva luni ne așteptăm să fie gata. De la ce a pornit? Acolo tot. E ceva similar cu ceea ce vorbeam de contoare electrice. Furnizori ai Transgazului, în loc să se concureze onest unul pe altul să încerce să dea un preț cât mai bun, se înțelegeau între ei, asta suspectăm noi, dar să fie clar că încă nu e dovedită, dar avea că sunt indicii furnizate de parchet. Parchetul investigează caz de corupție la Transgaz, sunt deja trimiși în judecată câțiva angajați ai Transgazului. De ce? Pentru că ei se înțelegeau cu furnizorii Transgazului la licitație. Adică le spuneau, domne, unde te duci și ce preț dai. Da? Deci le spuneau angajații, le spuneau furnizorul. Da? Și în felul ăsta, repet, nu era o licitație corectă, nu se băteau companiile între ele, ci erau aranjate. Deci asta a constatat parchetul pe partea lor, da? Și au trimis în judecată câțiva angajați ai Transgaz. Dacă și noi vom ajunge la aceeași concluzie, atunci o să aplicăm amenzi acestor operatori și în subsidiar o să vedem cum putem, care e impactul asupra tarifului de distribuție.
de transport în cazul Transgaz, da? Da, el se duce mai departe, e element de cost pentru tariful de distribuție. Și practic această investigație cam când credeți că va... Investigația noastră. Se va încheia anul acesta. Da, sigur, practic, până la sfârșitul anului. O concluzie. Da. Credeți că va fi ceva mai amplu decât facturile de la electrica? Nu sau asta. Noi suntem concentrați pe fapte, da, deci nu, de-abia la sfârșit ne uităm să vedem, domnule, și care e... Până acum ce indice impactul aveți? Cum spui, indice sunt date de parchet, sunt date de DICOT. Da? Nu, dar ce spun, la calculul impactului pe judiciu ne uităm la final. Întâi vrem să vedem, avem dovezi că oamenii s-au înțeles. Da. Deci întâi să constatăm asta și după aceea vedem calculul prejudiciului. Care este influența legislației Uniunii Europene asupra activității Consiliului Concurenței? Cât de mult ajută această legislație? Sau... E esențială, cum spuneam. Noi, în esență, avem toți în Europa aceeași legea concurenței. Diferă numai aspecte procedurale. Astea variază de la o țară la alta. Dar ce n-ai voie să faci și cuantumul maxim al amenzii, astea sunt toate la nivel european stabilite. Mai mult de atât, noi aplicăm cazurile noastre mari, trebuie validate de Comisia Europeană. Deci acolo când amploarea cazului acoperă toată țara sau oricum acoperă o parte importantă a României, astfel încât putem spune că are și un impact european, atunci trebuie să vadă și Comisia Europeană cazul respectiv. Da? Deci sunt cumva împărțite atribuțiile între statele membre și Comisia Europeană. Toți avem aceeași lege, aceeași logică, sancționăm aceleași fapte și colaborăm unii cu alții. Și la concentrările economice, nu? Pe unele apropă Comisia Europeană, pe alea mai mari, SIDEX-ul nostru, de exemplu, e prins acum într-o decizie de concentrare economică dată de Comisia Europeană, pe alea care sunt mai mici, care afectează numai România, le decidem noi, la fel cazurile, cartelurile care afectează toată Europa, cum ăsta cel al camionilor, sunt decise de Comisia Europeană, carteluri care sunt predominant afectează piața din România, sunt decise de noi, da, cu ok-ul lor. Deci lucrăm extrem de strâns unii cu alții. Doi, avem nevoie uneori de colaborare altor state membre. Anul trecut, pentru prima dată, a trebuit să-i rugăm pe britanici să se ducă să strângă date de la o companie cu sediul la Londra. Da? Și folosim în investigația noastră elementele pe care britanicii le-au preluat pentru noi. Da? Deci ei s-au dus, noi nu putem să facem inspecții pe teritoriul altui stat membru, dar am rugat pe ei să se ducă la compania aia, să ia date, să ne dea nouă. Acum suntem în discuții iarăși cu câteva state membre, cu colegii de noștri în alte state membre, ca să pregătim iarăși inspecții în comun. Da? Când plecăm în România pe o companie, să ne uităm și la sedia ei din străinătate. Așa că e este vital o colaborare reciproc. Da, și e vital să lucrăm unii cu alții. Domnule Chirițoiu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru și vă mai așteptăm pe la noi. Cu mare plăcere!